bun găsit. Vă invit să vizionați tutorialul Microsoft Teams breakout rooms. Mai întâi, deschidem aplicația Microsoft Teams. Microsoft Teams alături de Google Classroom sunt două platforme care s-au utilizat în educație în școala online și sunt cele mai utilizate. Am intrat la echipă și am intrat la echipa clasa a 5 -a. și dăm întâlnire. Apăsăm click pe întâlnire și aici, în partea... Avem filtre de fundal. În partea stângă Pornim camera sau o dezactivăm. Schimbăm filtrele de fundal, dăm clic pe ele și alegând ce filtru dorim noi. Apoi, în partea dreaptă, avem sonor computer și dăm alăturați-vă acum. Am intrat în videoconferința Microsoft Teams. Putem să invităm participanți copiind linkul întâlnirii sau să adăugăm participanți. Noi acum vom merge ca să vedem cum putem adăuga breakout rooms. Mai întâi aici avem afișați participanții, avem chatul, ridicăm mâna sau aplaudăm punem o inimioară și avem aici săli pentru subgrupuri, adică breakout rooms. Dăm click pe ele și aici selectăm numărul de săli pe care dorim să le creăm. Automat sau manual. Putem să alegem persoanele pe care dorim să le plasăm în fiecare clasă la manual. Iar la automat atribuie automat persoanele în sălile noastre. O să creăm 5 săli. Apăsăm pe 5 și dăm Create Rooms. Aici putem vedea sălile noastre. Vedem că toate sunt închise. De ce? Pentru că nu sunt participanți la videoconferință în acest moment. Aici avem mai multe opțiuni. După fiecare sală, apăsând click pe Trei puncte. Putem să redenumim sala, da? De exemplu, sală galbenă. Să nu avem sala 1, sala 2, sala 3, da? Următoarea. Iar redenumit sala, sală albastră. Sala 3, sala roșie. Sală roșie și așa mai departe. Putem să redenumim sălile. Bine. Aici, tot la trei puncte, avem mai multe opțiuni. Avem închide sala, deschide sala sau asociați-vă la sală. Dar acest lucru putem să-l facem doar dacă avem participanți la videoconferința noastră. Aici, în partea stângă avem adăugați o sală. Putem să adăugăm săl și mai multe sau închideți toate sălile. Dacă am închis toate sălile, toți cei prezenți vor reintra în videoconferința generală. pentru a închide videoconferința, dăm click pe părăsire și videoconferința s-a închis. Acest tutorial a fost realizat de profesorul Duma Cornel Lucian, expert în resurse educaționale deschise tutoriale și religie în proiectul Curriculum relevant educație deschisă pentru toți, cred